Instructorii auto independenți din toată țara vor ieși miercuri în stradă. Ei cer anularea unui ordin al ministrului transporturilor. Mitingul are ca temă susținerea proiectului de lege privind înființarea Registrului Național al Formatorilor Auto din România, care este deja în Parlament și așteaptă de vreo 4 ani. Este vorba de o lege specială pentru instructorii auto-independenți. Instructorii auto-independenți vor fi obligați să aibă 5 angajați, lucru ce îi nemulțumește total. În 2013 a apărut un ordin de ministru, numărul 733, care ne obliga, printre altele, să ne organizăm ca școli. În urma acestui ordin ar fi trebuit să ne asociem câte 3-4 instructori, să ne angajăm profesori de legislație, să dotăm sala de curs cu materiale didactice necesare. Toate acestea necesită cheltuieli suplimentare. Cheltuieli pe care, din veniturile pe care le realizăm ca PFA, nu am reușit să le facem față. În județul Olt sunt peste 200 de instructori auto, organizați ca școală de șoferi, la care se adaugă 24 de independenți. Reprezentantul lor face apel să iasă în stradă cât mai mulți, pentru a-și apăra drepturile. În 1733 a fost atacat în instanță de către 350 de instructori independenți. La Înalta Curte de Casație și Justiție mai există dosare pe rol, în curs de judecată, de care Ministerul Transporturilor nu a ținut cont. Și s-a venit cu ordinul de ministru 731 din 2017, prin care, începând cu data de 1 septembrie anul acesta, să ne organizăm ca școli. Iar noi o să susținem anularea acestui ordin de ministru, care ne obligă, în plus, pe lângă datele menționate înainte, să angajăm și un inginer mecanic specialist în autovehicul rutier care să predea orele de cunoaștere a autovehicului, să angajăm o persoană cu studii superioare de specialitate de profesie medic care să predea cursurile de prim ajutor. Instructorii auto spun că noile camere video pe care trebuie să le monteze pe mașini sunt foarte scumpe. Suntem condiționați, toate școlile, nu numai instructorii auto independenți, sunt condiționate să achiziționeze și să doteze mașinile de școală cu camere audio-video pentru monitorizarea orelor de pregătire a cursanților și care să fie stocate pe o durată de cel puțin 6 luni de zile. Am înțeles că se ridică la 800 de euro preț de început, dar noi nu suntem operatori de date, nu suntem autorizați să lucrăm cu date personale. Investiția este enormă pentru noi ca persoane fizice autorizate. De-aia și susținem să ne dea voie să lucrăm în continuare așa cum suntem organizați pe lege. Camerele video vor ajuta organele de control să verifice dacă au fost efectuate toate cele 30 de ore de condus și pauzele de 10 minute după fiecare oră de condus.